Echipa de mini volei a Clubului Sportiv Școlar Zalău participă la finalul acestei săptămâni la turneul semifinal al Campionatului Național. Cu 9 victorii și 3 înfrângeri în faza grupelor zonale, elevii profesorului Horea Giurgiu pleacă încrezător la Dej, unde speră să facă o figură frumoasă și să obțină rezultate cât mai bune în cele 3 partide pe care le va avea de disputat în zilele de sâmbătă și duminică. Seria turneelor semifinale a echipelor de volei de la Clubul Sportiv Școlar Zaleu continuă la finalul acestei săptămâni, când echipa de mini-volei se va deplasa la Dej. Calificată de pe poziția secundă, echipa de mini-volei, antrenată de profesorul Horea Giurgiu, speră să obțină la Dej mai mult decât au reușit colegilor de la categoria de vârstă speranțe și pleacă în județul vecin încrezători, chiar dacă și de această dată vor avea printre adversare echipa Clubului Sportiv Școlar Lapidej, grupare pe care nu au reușit să o învingă niciodată pe parcursul actualei ediții de campionat. În prima fază a campionatului, CSS Zalău a participat la patru din cele cinci turnee din cadrul seriei G, turnee pe parcursul cărora elevii profesorului Horea Giurgiu au disputat 12 partide și au obținut șapte victorii de 3 puncte, două victorii de două puncte pierzând doar trei jocuri, toate împotriva echipei CSS Lapidej, una din pretendentele la titlul național. În partea a doua a campionatului, cea a turneelor semifinale, cele 16 echipe calificate au fost repartizate în patru serii pe criterii geografice, astfel că jucătorii zălăuani nu au reușit să scape în cadrul acestei faze a întrecerii de coșmarul CSS Lapidej. Repartizați în seria a patra a turneului semifinal, elevii lui Horea Giurgiu se vor duela sâmbătă și duminică la Dej cu CS Ocna Mureș, CSS numărul 6 Ștei și echipa locală CSS Lapidej. În celelalte trei serii se vor duela la următoarele echipe. Seria 1. CSS Nicu Gane Fălticeni, CSS Botoșani, CSS Galați și CSMA București. Seria a doua. CTF Mihai I București, CVM Tomis Constanța, CS Dinamo București și CSM B București. Seria a treia. CSS Blaj, CNNT Craiova, CSS numărul 2 Baia Mare și CSS Caransebeș.